O cisternă încărcată cu motorină a intrat la propriu într-o casă din satul Grigoreu Casângerei. S-a întâmplat după ce aceasta s-a ciocnit cu un camaz. Camionul a distrus o cameră, iar celălalt vehicul a doborât un pilon. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Никто не видел. Это же так резко никто все. Не... Слава богу, без жертв. Что вам говорят? Кто будет ремонтировать? Еще ничего не сказали, говорят. S-a întâmplat în această după-amiază. Norocul a făcut ca proprietarul casei să nu fie în locuință când camionul i-a zdrobit un perete și a intrat într-o cameră. Camazul a derapat și a ajuns într-un stâlp de electricitate, așa că magazinul din apropiere a rămas fără lumină. Nu știu când o să fac Red Nord-ul lumina, că e totuși un magazin alimentar și am vrea să avem cât mai degrabă lumină. La fața locului a fost chemată poliția, dar și o echipă de specialiști pentru a restabili curentul electric. Am chemat echipa sectorului pe bench, vin și restabilesc, cât mai repede să alimentăm consumatori cu energie electrică. Oamenii legii au inițiat o cauză penală. Autocisterna de model DAF, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 38 de ani, a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit lateral cu camionul de model Camaz, ce era condus de un bărbat în vârstă de 63 de ani. Toate circumstanțele producerii accidentului se stabilesc în cadrul unui proces penal. Potrivit poliției, în cadrul anchetei se va stabili cu ce pagube s-a soldat accidentul, iar cheltuielile pentru reparația casei le va suporta șoferul vinovat.